stat inundat de o conductă spartă. Este vorba despre cătunul Dolina din comuna Leorda. Dacă alți botoșăneni sunt nevoiți să stea fără apă, sătenii din Dolina nu știu cum să scape de ea. Conducta de azbociment cu diametrul de 600 mm, care asigură alimentarea cu apă a municipiului Dorohoi și localităților aferente, pur și simplu a explodat în această dimineață. În această dimineață, pompierii botoșăneni au intervenit pentru evacuarea apei dintr-o anexă și un bej de pe raza satului Dolina, comuna Leorda, inundate ca urmare a unei avarii produse la magistrala de apă care alimentează municipiul Dorohoi. Sătenii au fost surprinși de șuvoaiele de apă care s-au răspândit pe ulițe. Localnicii spun că apa le-a inundat gospodăriile. Sătenii speră că cei responsabili de furnizarea apei vor lua măsuri pentru a remedia această problemă. Nova Apaserva a anunțat sistarea furnizării de apă în municipiul Dorohoi timp de 36 de ore.